slăvit să fie Dumnezeu! Cântam, frați și surori, nu e loc mai fericit ca acel unde ai găsit pe toți sfinții ce împreună s-au unit. Și uitați, în această dupămasă, în Biserica Betania, credincioșii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, s-au strâns la închinare. Îi mulțumim lui Dumnezeu că binecuvântarea cu care ne-a binecuvântat încă de dimineață se vede și în această dupămasă. Dacă de dimineață am fost binecuvântați de prezența lui Dumnezeu în casa Lui, de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, eu cred că și în această dupămasă Dumnezeu ne va binecuvânta în continuare. În cântarea de laudă, în predicarea cuvântului, în rugăciunile pe care le vom face. Și eu nădăjduiesc ca noi să ne deschidem inimile și în această seară, de ce nu, Dumnezeu să ne spună ceva. Ai ceva pe inimă? Este locul cel mai potrivit să stai înaintea lui Dumnezeu. Ai o problemă? Este locul cel mai potrivit ca să vii înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să stați alături de mine în picioare să citim textul din care împreună cu fratele Tony vom aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și dorința mea și a fratelui Tony este ca Dumnezeu să vorbească în această dupămasă. Vă invit să deschideți scripturile în Cartea Evrei, capitolul 6, de la versetul 9 până la versetul 12, pagina 1178, Evrei, capitolul 6, de la versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi, care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Amin. Aș dori să mergem cu întreaga biserică înaintea lui Dumnezeu și să zicem lui Dumnezeu de ce avem nevoie în această dupămasă. Am probleme în familie? Dumnezeu poate rezolva acele probleme. Am nevoie de un răspuns în săptămâna care urmează? Dumnezeu va putea da acest răspuns. Am nevoie la locul de muncă de prezența lui Dumnezeu, la școală, în activitățile pe care le fac? Dumnezeu ne va putea vorbi. Și eu cred că prin mesajul pe care îl vom aduce înaintea dumneavoastră, prin cântările care se vor aduce, Dumnezeu ne va vorbi. Dar haideți să mergem înaintea Lui și să zicem, Doamne, vorbește-ne. Amin.
Rugați-vă, așezați. Frați și surori, mulțumim Domnului că la sfârșitul acestei zile suntem din nou împreună. Dorim în seara aceasta, în timpul cântărilor de laudă, Duhul Domnului să coboare aici, la altar, la cortul întâlnirii, și Domnul să cerceteze întreaga adunare. Bucuria noastră este deplină când El este prezent și simțim atingerea din partea Lui. Noi credem că El face lucrul acesta pentru că suntem copiii Lui, El ne iubește și avem promisiune din partea Lui. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. Noi simțim prezența Lui și de aceea inima ne este plină de bucurie în această seară. Am vrea să cântăm cu toții spre slava Domnului o cântare, apoi un grup de fete doresc să laude numele Domnului, Domnul să le binecuvinteze, de asemenea dorim și familia Demian să laude pe Domnul cu o cântare, sora Eugenia Andraș va recita o poezie spre slava Domnului. După ce le-am amintite, fratele Tavi va avea un cuvânt pentru noi în seara aceasta și în urmă vom face o rugăciune. Avem o cauză pentru care ne vom ruga în această seară. La timpul potrivit, fratele Tavi va face și acest anunț. Amin.
Se aude sus pe cer un cânt de glorie, mai e puțin să nu te lași răpus, să nu-ți pierzi, frate, greul alergării. Curând e întâlnirea cu Iisus. Destinul tău e binecuvântat. Mă lupt cu fiecare ceas ce trece, să n-alți pe culmea dragostei stindat. În glocot doar nu căldice nici rece, și-n Duhul tău mereu, mereu să ard. Când se vor termina acestea toate și mirele cât va mai zăbovi, eu nu știu dacă nu va fi la noapte, dar știu că Cel ce vine va veni. Cum se înalță în zborul ciocârlia, în albe stoluri vom pleca și noi. Vom părăsi pe totdeauna glia, purtând pe cap cununa de eroi. Suntem străgeri în veche necurmată, urcăm cu pasul nostru temerar. În sânge haina noastră e spălată, în sângele lui Iisus la calvar. Mai zăbovești tu oare pentru mine să calci al răzbunării crunt hotar? Căci până când o până când stăpâne, toți strigă mulți martiri de sub altar. Tânjesc în așteptarea țării mele, e năzuința mea de căpătâi, să las în urmă mii și mii de stele, pe frunte, drag Iisus, să mă mângâi. Vreau să mă strâng la pieptul tău, o Tată, să uit tot greul ce l-am dus cândva, să-mi spui cu vocea-ți binecuvântată, o vino slugă bună în casa mea. Thank you.
va fi pământul sfânt va răsuna, imnul adorării pentru slava ta. Orice neam sau limbă te va lăuda, tu ești creatorul, tu în veci vei rămâne. Slavă, slavă, noi te lăudăm și din inimă închinare-ți dăm. Imnul laudei sfinte nu va înceta, toată veșnicia, Doamne-ți voi cânta. Slavă, slavă, noi te lăudăm și din inimă închinare-ți dăm. Imnul laudei sfinte nu va înceta, toată veșnicia, Doamne-ți voi cânta. Va fi vreodată un colț de pe pământ să nu-ți cânte laudă ție, Doamne sfânt. Dacă omenirea nu te va lăuda, va cânta natura, astri vor cânta. Slavă, slavă, noi te lăudăm și din inimă închinare-ți dăm. Imnul laudei sfinte nu va înceta, toată veșnicia, Doamne-ți voi cânta. Slavă, slavă, noi te lăudăm și din inimă închinare-ți dăm. Imnul laudei sfinte nu va înceta, toată veșnicia, Doamne-ți voi cânta. Dacă anii astăzi nu te vor slăvi, mâine regreta vor când te vor privi. Dacă azi ne cântul de tristețe nis, mâine va fi vesel sus în paradis. Slavă, slavă, noi te lăudăm și din inimă închinare-ți dăm. Imnul laudei sfinte nu va înceta, toată veșnicia, Doamne-ți voi cânta. Slavă, slavă, noi te lăudăm și din inimă închinare-ți dăm. Imnul laudei sfinte nu va înceta, toată veșnicia, Doamne-ți voi cânta. S-au scris în lume mii și mii de cărți, romane, manuale, enciclopedii, istorii vechi, antichități, de asemenea biografii, prin care oamenii au fost prezentați viața lor și ce au înfăptuit, cât au fost de ilustrați, de învățați, în ce au crezut, în ce au iubit. S-a scris de John Wesley, Abraham Lincoln, Spurgeon și alții, oameni ce au marcat istoria vremii, post-mortem apărând creații. Dar altceva doresc a dezbate cu fiecare dintre voi, lăsând o întrebare să răsune. Cum
cum ar fi o carte despre noi. Să presupunem că mâine am muri și un verbal, o biografie se va scrie. Ce vor putea urmașii a citi? Care-s cuvintele ce s-ar descrie? Cum ar fi o carte despre noi? V-ați întrebat, frați și surori, vreodată? Eu, da, și-am meditat apoi la gândul meu, vorbă și faptă. O carte despre tine, bătrân cu fire albe, oare ar fi cu adevărat frumoasă? Tu care ai pletele d'albe, avut ai o viață aliasă. Ai știut să ierți și să iubești de-a lungul anilor prin care ai trecut? Sau doar atât să-ți construiești, imobile să ai mai mult? Ai zeci de ani în pocăință și slavă Domnului, e foarte bine. Dar dacă ar fi să se așterne în scris o carte despre tine, ți-ar place să fie citită știind că ea prezintă adevărul? Sau ai simți acea căință ca și Adam când s-a burat almărul? O carte despre tine, tânăr drag, dacă la noapte ai sfârși, tu mai rebel, ades pribiag, ce s-ar înconteia și glăsui? S-ar spune un exemplu în ascultare de autorități și de părinți? Sau mai degrabă revoltare, răspunsuri seci la rugăminți? Prin viața ta scrii o lucrare, vrei sau nu vrei în fiecare zi, cu lucruri veșnice, lucruri deșarte, ce într-o zi se va citi. O carte despre tine, ori și cine ești, întreabă-te acum, ce ar conține? Acolo în bancă unde ești, examinează-te adânc pe tine. S-ar scrie cuvinte frumoase de felul în care ai trăit? Sau mai degrabă vorbele grele pe care în taină le-ai rostit? S-ar scrie și de fapte bune, de vizite la cei sărmani? Sau mai degrabă de alergare, în fiecare zi bani și iar bani? S-ar scrie că ai fost un sfânt ce a umblat așa frumos, neprihănit pe acest pământ, așa cum a trăit Hristos? Ce s-ar încondea acolo despre tine? Doar diplome, doar școli și atât? Doar realizări vremelnice și pieritoare? Doar faimă și nimic mai mult? Chiar asta ai vrea ca să se scrie despre tine? Te rog să te întrebi, iubit ascultător, și în gândul tău să spui ție, ce las în urma mea când mor? O carte despre mine, o carte despre tine, oare ar merita citită de generația ce o să vină așa de încercată și de ispitită? Ah, cum aș vrea ca să se scrie despre noi toți aici tot mai frumos, să se menționeze în biografie, am trăit pentru Hristos. O, Dumnezeule slăvit ceresc, cel mai sublim, cel mai presus de toate, fă viața fiecăruia de aici de jos un manuscris ceresc ce merită citit, o prețioasă carte. Amin.
Zicea poezia, dacă s-ar scrie o carte despre noi, oare ce s-ar scrie? Mi-aduc aminte, eram mai mic, împreună cu fratele meu, nu vreau să merg la biserică, și am pus noi la cale așa un plan de-a nostru copilăresc, am zis, mă, părinte, doare gâtul pe mine burta. Și eu vin timpul de mers la biserică și vine tatăl și zice, na, îmbrăcarea mea la biserică. Tată, pe mine mă doare gâtul, pe fratele meu burta. Bun, zice tata, îmbrăcarea mea la spital. Amândoi am fost drept și am mers la biserică. Frați și surori, de ce am spus lucrul acesta? Omul lui Dumnezeu, Petru, zicea, Doamne, este bine să fim aici. Nu știu de ce era călăuzit de el, ce simțea în inima lui, dar în inima mea simt că este bine să fim în betaia în această după masă. Așa, mai bolnavi, mai sănătoși, dar este bine să fim în prezența lui Dumnezeu. Nu știu ce mă va călăuzi Dumnezeu, ne-am pregătit, am aici o schiță, nu știu ce va călăuzi Dumnezeu pe fratele Tony, dar eu cred că Dumnezeu ne va spune ceva de la inimă la inimă. Și aș dori în această după masă, îmi plăcea expresia unui frate, să căutăm fața lui. De multe ori căutăm mâna lui și este bine să căutăm și mâna lui, dar este bine să căutăm și fața lui. De ce? Fiindcă în momentul când privim spre fața lui, Dumnezeu ne vorbește. Când privim spre mâna Domnului, vedem ceea ce ne dă Domnul, dar în această după masă, eu cred că Domnul ne poate vorbi. Continuăm și în această după masă, după cum am început încă de săptămâna trecută, să vorbim despre un alt atribut al lui Dumnezeu. Dacă săptămâna trecută se vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu, în această după masă aș dori să medităm un pic spre Sfintele Scripturi și să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu vom acoperi tot ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu, după cum nici nu s-a acoperit tot ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu, fiindcă este mult de vorbit. Dar aș dori să abordez o latură la care ne place mult latura aceasta, mă scuzați de stângăcia mea. O latură a dreptății lui Dumnezeu, dar aș dori să pornesc de acolo de unde s-au oprit frații săptămâna trecută și spuneau, dacă Dumnezeu își arată bunătatea față de noi, nu înseamnă că dreptatea lui a scăzut. Dacă Dumnezeu în viața noastră de familie, în viața noastră de credincios, își arată dreptatea lui, nu înseamnă că bunătatea este mai puțin. Și nici credincioșia și celelalte atribute care îl caracterizează pe Dumnezeu. După cum Dumnezeu își arată bunătatea în viața noastră, așa își arată și dreptatea la același nivel. Și aș dori să pornim de la gândirea aceasta sănătoasă. De ce, frați și surori? Fiindcă dacă ne uităm în textul pe care îl avem în această după masă, am stat un pic cu fratele Tony în rugăciune, sub călăuzirea Dumnezeu, pentru acest text din Evrei, capitolul 6. Și aș dori să citim versetul 9. Și să mergem din aproape în aproape, până ajungem la dreptatea lui Dumnezeu. Zice, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Stau să mă gândesc, frați și surori, oare la ce se referea autorul cărții către evrei? Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la noi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Oare la ce se referă, frați și surori? Oare nu se referă la faptele care trebuie să însoțească credința noastră? Oare nu se referă la faptele care trebuie să ne însoțească pe noi, care ne dorim mântuirea lui Dumnezeu? Haideți să citim ceea ce scrie în Efeseni, capitolul 2. Capitolul 2 cu versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Frați și surori, putem să avem fapte ca și oameni mântuiți. Putem să avem viața noastră. Dar aici zice autorul către Epistola către Efeseni că Dumnezeu a pregătit niște fapte bune în care să umblăm. Și spunea aici autorul, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care să însoțească mântuirea, adică faptele pe care le putem face noi, faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit. De ce fapte? Dacă mergeți să citim Iacov, capitolul 2, cu versetul 18, spune, dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele, arată în credința ta fără fapte și eu... Și eu îți voi arăta credința mea în faptele
mele. Și dacă citim și versetul 26, zice Iacov, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moarte. Măcar că vorbim astfel, prea iubiți-le, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care să însoțesc mântuirea, adică faptele bune pe care Dumnezeu ne le pune în față și noi ca oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să umblăm prin ele. Dacă mergem mai departe, versetul 11 și 12 și voi reveni la versetul 10 apoi. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, și aș dori să reținem lucrul acesta, râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât, versetul 12, să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Stăteam înaintea lui Dumnezeu și mă întrebam, Doamne, de ce râvnă? De ce credință? De ce răbdare? E, frate și surori, dacă privim spre aceste trei aspecte, vedem că atât râvna din noi, atât credința care ne caracterizează, atât și răbdarea care ar trebui să ne caracterizeze, toate aceste trei lucruri sunt caracterizate, dacă doriți, sunt înflăcărate, sunt încurajate de un factor comun care le dezvoltă în credincios. Și aceasta găsim în versetul 10, căci Dumnezeu nu este nedrept. Dreptatea lui Dumnezeu, frați și surori, alimentează. Dreptatea lui Dumnezeu, frați și surori, dezvoltă în noi râvnă, dezvoltă în noi credință, dezvoltă în noi răbdare. De ce, frați și surori? Fiindcă unul din atributele lui Dumnezeu este dreptatea. Și după cum noi ca oameni avem principiile noastre personale, și Dumnezeu are principiile Lui. Și dacă continuăm citirea versetului 10, spune căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite ostenirea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Și unul din principiile lui Dumnezeu care îl putem dezvolta din versetul acesta este că Dumnezeu nu uită ostenirea noastră, frați și surori. Dumnezeu este drept să-și aducă aminte de ceea ce fac eu, ceea ce faceți dumneavoastră, ceea ce Biserica Betania a făcut, osteneala ei, prin faptele pe care le-a arătat, prin faptele pe care le arată în continuare. Efra și surori, Dumnezeu își respectă făgăduințele pe care le face. Dumnezeu este drept să împlinească făgăduințele pe care le face, fiindcă aceasta este un atribut al Lui, acesta este un atribut al Lui, adică dreptatea. Și dacă noi avem faptele, după cum am extras din pasajul acesta, Dumnezeu este drept să nu uite de osteneala mea, de osteneala dumitale. Deci, frați și surori, fiindcă ca și oameni uităm de multe ori. Am un prieten aici, ne sunăm deseori și îl întreb ce faci, face, te sun în 2 minute și poate mă sună în 2 zile. Și așa mi se întâmplă și mie când mă sună el, te sun în 2 minute că sunt ocupat. Și îl sună în 2 zile, poate. E, Dumnezeu nu uită osteniala noastră. De ce? Pe baza versetului 10. El nu este nedrept ca să uite. Unul din principiul lui Dumnezeu, El nu uită. De ce? Fiindcă este drept. Dacă privim spre exemplele Scripturii, vedem de multe ori că dreptatea lui Dumnezeu în dreptul ostenelii cuiva, dreptatea lui Dumnezeu în dreptul unei făgăduințe pe care o face, s-a împlinit într-un termen lung, pe o durată mare de timp sau într-o durată scurtă. Dacă mergem în Geneza și privim spre Avram, capitolul 15, aici Dumnezeu îi vorbește lui Avram despre sămânța pe care o va avea. Aici Dumnezeu, în capitolul acesta, îi vorbește lui Avram despre țara făgăduită. Și Dumnezeu zice aici către Avram, Avram, ieși afară și numără stelele cerului. Poți să le numeri? Nu. E, așa o să fie și sămânța ta. Și după aia, în legământul pe care îl face Avram împreună cu Dumnezeu, sau Dumnezeu împreună cu Avram, dacă mergem spre versetul 13, din capitolul 15, zice, și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani, dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Câți ani au trecut, frați și surori?
400 și ceva de ani. Până când ce? Până când făgăduința lui Dumnezeu s-a împlinit. De ce? Că Dumnezeu este drept și nu uită. Și dacă mergem în Exod, capitolul 2, zice acolo cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a adus aminte de făgăduința, de promisiunea, de legământul care l-a făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Și zice că a cercetat poporul, fiindcă le-a auzit gemetele. Și în capitolul 12, acolo interesant că deja vedem dreptatea lui Dumnezeu înfăptuită prin faptul că deja poporul ieșea din Egipt, prin faptul că deja poporul egiptean a fost răsplătit de Dumnezeu prin confruntarea lui Dumnezeu în fața zeităților egiptene, prin cele 10 plăgi. Și mai mult, frați și surori, pe lângă că l-a scos, pe lângă că a stat împotriva poporului acesta, și ce s-a mai întâmplat? A ieșit și cu bogății. Că de multe ori Dumnezeu a făcut doar pe jumătate. Nu, Dumnezeu face în întreg promisiunea. Zice că copiii lui Dumnezeu au primit trecere în fața egiptenilor, au cerut vase și egiptenii le-au dat. Și vedem cu făgăduința aceasta, promisiunea aceasta care a durat 400 și ceva de ani, Dumnezeu a fost drept, nu a uitat de ea și a împlinit-o, frați și surori. De ce? Ăsta e un atribut al lui Dumnezeu, dreptatea lui. Și conform textului care l-am citit, Dumnezeu nu uită osteneala noastră, Dumnezeu nu este nedrept să uite ceea ce facem pentru El. Și de aceea eu rămân încredințat în ceea ce zice Scriptura, că El va răsplăti întotdeauna eforturile noastre, frați și surori. Dacă am vorbit despre o răsplătire care s-a văzut într-un termen lung, aș dori să vedem într-un termen scurt, tot din la un om din Biblie. Dacă mergem și dăm puține pagini, ne oprim în Iosua, omul lui Dumnezeu care rămâne în fruntea poporului. Vine Moise și îi spune un lucru interesant în capitolul 31:8. Făgăduința lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu. Zice, Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Asta spunea Moise lui Iosua. Și nu știu cât o crezut Iosua, dar ca să vedem măreția lui Dumnezeu. În Iosua capitolul 1 cu versetul 9 zice, nu ți-am dat eu porunca aceasta, întărește-te și îmbărbetează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Și vreau să vă întreb, frați și sorori, fiindcă cunoașteți Biblia, ce s-a întâmplat? Și a ținut Dumnezeu promisiunea? A fost El drept în promisiunea care a făcut-o? A uitat El oare de Iosua și de popor? Nu! Și sunt câteva, dacă vreți, momente critice în viața poporului, în fața Ierihonului. Ce s-a întâmplat? Ierihonul a căzut? Și Dumnezeu a fost împreună cu poporul. Dacă mergem în capitolul 10, vedem în marea luptă de la Gabaon, ce se întâmplă? 5 împărați vin împotriva evreilor, împotriva lui Iosua. Și ce se întâmplă? Dumnezeu este cu el. Și Dumnezeu face minuni și se oprește soarele și se oprește luna. Și Dumnezeu face minuni. De ce? Fiindcă El se ține de făgăduința care i-a făcut-o lui Iosua. Voi fi cu tine? Nu te teme? Încurajează-te? De ce, frați și surori? Dumnezeu este drept în făgăduințele care le face. Și un principiu de a lui, El nu uită ceea ce promite. Și dacă mergem mai departe, capitolul 11, la apele de la Meron, Dumnezeu dă o izbăvire poporului, fiindcă acolo în capitolul 11 cu versetul 4, zice că toate popoarele acelea care au ieșit înaintea evreilor, zice, au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr. Și finalul versetului, și având cai și care în foarte mare număr. Vreau să vă întreb, frați și surori, evreii ce aveau? Un popor ieșit din robie, cât de antrenat era din punct de vedere din punct de vedere armatei, din punct de vedere al războiului? Mai nimica nu știau. Știau ei să țină o sabie în mână, știau ei să mânuiască o sabie. Și sunt întrebări la care avem răspuns. Dar știți ce aveau poporul lui Dumnezeu? Aveau promisiunea lui Dumnezeu. Voi fi cu tine, voi fi cu Iosua. De ce? Că Dumnezeu este drept și își ține făgăduințele. El nu uită, frați și surori. Noi uităm. De multe ori promitem și uităm. Este o scuză de-a noastră, este omenesc. Și noi suntem oameni. Dar Dumnezeu nu uită să-și împlinească făgăduințele, să-și aducă aminte de osteneala noastră, să-și aducă aminte de eforturile noastre financiare. Dumnezeu nu uită.
Am dat aceste exemple din Vechiul Testament, dar aș dori să venim aproape de noi, frați și surori. Vreau să vă întreb, haideți să recitim versetul 10 pe care l-am citit din Evrei 6, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Vreau să vă întreb, oare a uitat Dumnezeu osteneala, haideți să o numim așa, poate efortul nostru financiar, pentru care l-am făcut în dreptul fraților noștri din Mozambic, a uitat oare Dumnezeu? Și nu doar anul acesta, ci în anii trecuți. Vreau să vă întreb, a uitat Dumnezeu oare osteneala Bisericii Betania pentru parcarea care avem în spate? Pentru noi am făcut-o, frați și surori, și am pus fiecare cât Dumnezeu ne-a călăuzit. A uitat oare Dumnezeu lucrul acesta? Nu. Vreau să vă întreb, cu ceea ce am dăruit pentru cadouri, cum au fost ieri tinerii la Gligorești și la Grindeni, cum vor merge familiile tinere la Triteni, cum vor fi cadourile pentru copii, oare Dumnezeu va uita ce am dat? Nu, frați și surori, știți de ce? Fiindcă El este drept și nu uită osteneala noastră, ceea ce facem noi. De ce spun lucrurile acestea? Ca să vă încurajez, frați și surori, fiindcă vedem promisiunile lui Dumnezeu care încă nu s-au împlinit, dar noi nădăjduim că se împlinesc, fiindcă Dumnezeu este drept. Și ceea ce scrie în Biblie se va adeveri și se va împlini. Dar avem promisiunile personale din partea lui Dumnezeu. Oare ne-am săturat și am obosit să mai așteptăm când Dumnezeu a zis să așteptăm? Se întâmplă să zic că Dumnezeu, ai răbdare. Și poate trec ani, și poate trec zeci de ani, și nu se întâmplă nimica. Oare mai avem noi aceeași nădejde? Mai avem noi aceeași asigurare în inima noastră că Dumnezeu își va împlini promisiunile? Frați și surori, trebuie, fiindcă zice aici că Dumnezeu nu este nedrept ca să uite. În dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu uită. Nu uită făgăduințele făcute pentru Biserica Betania, nu uită făgăduințele făcute pentru familia ta, nu uită făgăduințele făcute pentru cei pe care îi va răscumpăra într-o zi, frați și surori. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite. Și haideți să citim câteva versete din Noul Testament. Adică prea aș dori să încep cu Proverbe. Capitolul 19 cu versetul 17. Zice acolo, cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Oare ne-a răsplătit, frați și surori, binefacerea Dumnezeu pentru cei care am făcut-o? Oare nu i-a dat Dumnezeu mai mult decât am dat noi? Ei, frați și surori, vedeți? Dumnezeu are făgăduințele Lui în Biblie și Dumnezeu le împlinește. De ce? El este drept. Dar noi trebuie să ne facem partea, ca de fiecare dată. Dacă mergem în Matei, capitolul 10, versetul 40 și 42, mai spune acolo un lucru interesant. Zice, cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Oare este Dumnezeu drept și își va ține El făgăduința aceasta în picioare înaintea noastră, înaintea credincioșilor Lui? Eu cred, frați și surori, dacă mergem în Matei, capitolul 10, în capitolul 25 și citim câteva versete, acolo vorbește despre judecata viitoare. Și uitați un lucru interesant, fiindcă spunem de multe ori că Dumnezeu ne uită, de multe ori zicem că Dumnezeu ne uită binefacerile pe care le facem. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 35. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și mi-ați primit. Versetul următor, te rog. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați fost pe la mine. Și versetul 37 vine o întrebare, când, Doamne, când am făcut noi lucrul acesta? Când am făcut noi lucrul acesta pentru Tine? Și în versetul 40 zice, drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Frați și surori, stau să vă întreb încă o dată, dar știu răspunsul. Este oare Dumnezeu nedrept ca să uite osteneala noastră? Nu. Dumnezeu este drept. Din cauza dreptății Lui, datorită dreptății Lui, Dumnezeu nu va uita ceea ce facem pentru El. Nu va uita poate sâmbetele din punctul unora de vedere pierdute la penitenciar.
Nu va uita nici duminicile în care surorile și frații stau în spate și îi cresc, stau împreună cu copiii la grupele duminicale? Nu va uita nici ziua de lucru care a făcut-o în numele Domnului. Vă spun, frate și sore, nici aceea Dumnezeu nu o va uita. De ce? Fiindcă El este drept. Și dacă El este drept, El nu uită de osteneala noastră. El nu uită poate de rugăciunile făcute, Dumnezeu nu uită poate de cuvântul spus, de încurajare. Poate că din punctul nostru de vedere zicem uită. Și poate că din punctul nostru de vedere o zi făcută în numele Domnului zice trece. Dar Dumnezeu nu uită, frați și surori. Nu uită poate nici vorba aceea, mâna de glet care a dat-o pe perete în numele Domnului. Nu uită poate nici cursa aceea. Vă văd, Corneliu, Ciprian, sunteți în față și am văzut exemplul acesta. Nu uită poate nici cursa aceea făcută în numele Domnului. Pe osteneala noastră, pe motorina noastră, pe timpul nostru prețios care, zicem noi, l-am fi putut petrece în familie. Dumnezeu nu uită, frați și surori. De ce? El este drept. Și privind spre dreptatea lui Dumnezeu, mă îmbie și pe mine, mă motivează și pe mine, ca să nu uit ceea ce promit. Am promis poate de multe ori multe și multe lucruri și nu m-am ținut de ele. Ați promis și dumneavoastră, ca și mine, că suntem oameni. Și am zis, Doamne, poate voi face mai mult, Doamne, poate mă voi ruga mai mult, Doamne, poate voi ajuta mai mult pe cei săraci, Doamne, poate voi merge mai mult la cei bolnavi, Doamne, voi face multe. Și le-am uitat, fiindcă în alergarea pe acest pământ și vedem în orele pe care le lucrăm pentru traiul nostru, de multe ori ne facem puțin timp pentru alte lucruri. Dar să știți, frați și surori, dacă Dumnezeu este drept și nu uită, haideți să ne învoim și noi, să ne aducem aminte, să încercăm să mai reparăm ce se poate repara. Ceea ce am promis, ceea ce am făcut, pentru Avram a trebuit să treacă 400 și ceva de ani, până când dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat prin promisiunea lui. În dreptul lui Iosua, poate n-au trecut atâția ani, au trecut mai puțini ani, dar totuși Dumnezeu și-a arătat dreptatea lui în promisiunile pe care le-a onorat. Efra și surori, și în dreptul nostru Dumnezeu își va onora promisiunile, fiindcă El este drept. Haideți și noi la rândul nostru să ne onorăm promisiunile pe care le facem, ca să fim și noi drepți, ca acela care ne-a chemat să fim drepți, ca să fim ca și acela care ne-a chemat să fim sfinți. Efra și surori, ne stă o cauză înaintea noastră ca biserică. Zice că să facem o rugăciune pentru sora Monții, mama sorei Raluca Berar, fiindcă mâine va fi operată în Spania. Vreau să vă întreb, de câte ori nu ne-am propus că ne rugăm mai mult pentru frații bolnavi? De multe ori ne-am propus. Și nu știu cât am reușit, asta doar Dumnezeu știe. Dar în această dupămasă putem să ne arătăm dragostea față de sora aceasta. Știți de ce? Fiindcă zicea, și vreau să recitesc versetul 10 din Evrei, capitolul 6. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea. Dacă am face lucrurile doar pe logica că vom primi înapoi, nu știu cât ne-ar ajuta. Dar dacă osteneala noastră este făcută și cu dragoste, frați și surori, eu îți convins mult mai mult că Dumnezeu este drept și nu uită osteneala noastră. Vă invit să stați alături de mine în picioare. Haideți în rugăciunea aceasta să mergem pentru sora Monții. Nu știu cât de gravă este operația, nu știu ce se va întâmpla acolo, dar eu știu că Dumnezeu este drept. Eu știu că Dumnezeu este credincios. Știu că Dumnezeu este bun. Și datorită făgăduințelor care le-a făcut pentru noi, eu știu că Dumnezeu va fi împreună cu ea. Și va fi împreună cu noi, frașilor, dacă ne propunem să ținem de promisiunea pe care le-am făcut. Doamne, am promis asta? Mai este timp să corectez. Doamne, am promis că voi face asta? Poate că anul ăsta nu, dar anul viitor, dacă Dumnezeu ne va ține în viață, vom putea face. Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala noastră și dragostea noastră, frați și surori. Dumnezeu are un principiu, El nu uită. De ce? Fiindcă El este drept. Haideți să încercăm să semănăm tot mai mult cu Dumnezeu, tot mai mult cu Iisus Hristos. Și poate că, vorba aceea a românului, se va lipi ceva de noi. Dar eu cred că dacă noi ne străduim, Dumnezeu ne va da și puterea să înfăptuim, să fim drepți, să ne ținem de promisiunile care le facem și Dumnezeu să ne ajute și să nu uităm această rugăciune. Sora Monții are nevoie de rugăciunile noastre. Sora Monții mâine va fi operată și noi nădăjduim astăzi că prin rugăciunile noastre Dumnezeu va fi mâine împreună cu ea. Și de ce nu să cerem vindecare totală, frați și surori? Nu este imposibil. Trebuie doar să avem un pic de credință. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Să ne reașezăm, frați și surori. Mai înălțăm numele Domnului împreună cu toții, cu grupul care este implicat în lucrarea de închinare și laudă în această seară. Voi dori fratele Corneliu să laude numele Domnului printr-o cântare. Vreau de asemenea tineri împreună cu copiii să cânte spre slava Domnului. În timpul acestei cântări facem și colecta. Apoi ne rugăm pentru fratele Toni. Domnul să-l binecuvinteze în această seară, în predicarea cuvântului. Următoarea cântare, de fapt, este o colindă. Nu cred că este greșit să colindăm și astăzi, pentru că Hristos, într-adevăr, s-a născut, a crescut, a murit, a înviat, s-a înălțat și stă la dreapta Tatălui. Și fiindcă se apropie această sărbătoare, eu zic că merită să îi cântăm și noi Aleluia, să-L lăudăm și să-L glorificăm pe El. Haideți împreună cu toții să cântăm această colindă. Aleluia, toți se bucurau.
Tinerii au cântat despre nașterea Mântuitorului. Ceea ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă e despre evenimentul final. Cântarea aceasta spune, mii de oameni se grăbesc înspre pierzare și mă întreabă cu dispreț unde mergi. De ce sunt așa retras de lumea mare? Și care este calea pe care tot alerg? Și corul acestei cântări spune, eu merg acasă. Dacă putem să cântăm lucrul acesta, dragii mei, din toată inima, se vorbește despre dreptate în seara aceasta. Dreptatea, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, are de-a face cu justiție, are de-a face cu legi, are de-a face cu judecată. Chiar dacă poate că uneori trăim în lumea aceasta și ne uităm în stânga și în dreapta și vedem că judecată nu este și dreptate nu este, vreau să vă spun, toate converg înspre evenimentul final, când Dumnezeu va judeca toată lumea cu dreptate. Spunea Asaf în Psalmul 73, era să-mi alunece piciorul, m-am uitat cu jind la cei răi. Totul le merge bine. Spune, până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am văzut soarta din urmă. Și atunci l-am lăudat pe Dumnezeu din toată inima. Haideți să-i cântăm din toată inima lui Dumnezeu. Oameni se grăbesc înspre pierzare și mă întreabă cu dispreț unde merg. De ce sunt așa retras de lumea mare? Și care este calea pe care eu tot alerg? Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu. Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu. Mii de oameni sunt speriați de ce o să vină. Sunt majori amenințări peste tot. Vor să știe toți care îmi e nădejdea și cum așa de liniștit să fiu eu pot. Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu. Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu. Vreau să le propun acum tuturora să-și lege viața lor de Iisus. Vor avea și ei atunci siguranța și vor dori și ei să cânte acest cor. Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu. Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu. Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu. Eu merg acasă, eu merg acasă, eu merg acasă la Domnul meu.
până se hotărăsc copiii să vină și ei în față. Așa, am luat prin surprindere. Ieri împreună cu tineri am fost la colindat, la Gligorești și la Grindeni și ne-a rămas spiritul colindelor în inimă. Așa că o să colindăm tot o colindă. O prunc divin, slava, tu ai părăsit și smerit într-o iesle ai venit. Și aș vrea să colindăm împreună cu toții. Am văzut oameni bucuroși, am văzut oameni plini de speranță, după cum văd și în seara aceasta. Hristos s-a născut pentru noi, vom sărbători asta, dar cred că 2 sau 3 zile e prea puțin ca să sărbătorim un eveniment așa de mare. Așa că haideți să ne bucurăm încă de pe acum, acum ne bucurăm în fiecare zi de venirea Domnului în lume. Tema din această zi este Domnul este drept. Și așa este. Domnul este drept. Cu 2 zile în urmă am văzut o poză undeva și a rămas surprins de ceea ce semnifica acea poză și vreau să vă spun și dumneavoastră. Se arăta în acea poză o persoană care își sfârșise călătoria în lumea aceasta, luase cu ea 2 genți pline cu bani, ieșeau pe din afară, se vedeau, și vrea să meargă spre împărăția lui Dumnezeu.
Dar la un moment dat se vedea în fața acestei persoane o altă persoană, un pic mai sus așa, care îi spune, banii tăi trebuie să meargă în acel loc. Și arăta în dreapta așa. Și acolo în dreapta era un container plin cu bani. Semn că au mai trecut și alții pe acolo. Și spune persoana, zice, spre împărăția lui Dumnezeu, nu te ajută banii aceștia. Nu poți să cumperi intrarea în împărăția lui Dumnezeu cu banii tăi. Și în împărăția lui Dumnezeu poți ajunge doar în urma credinței tale bune în Iisus Hristos. Și credința aceasta bună te determină să faci fapte bune. Și în împărăția lui Dumnezeu ajungi în urma a ceea ce ai făcut cât ai trăit pe acest pământ. Dacă ai făcut bine, vei ajunge bine, vei ajunge acolo. Dacă ai făcut rău, nu vei ajunge acolo. Deci este Dumnezeu drept? Că dacă nu era drept și aveai bani, poate moștenire, poate nu știu ce, îți cumpărai mântuirea, îți cumpărai un bilet în împărăția lui Dumnezeu, simplu, ajungeai acolo, că aveai bani, nu? Și cel sărac ce făcea? Putea să tot facă fapte bune, nu? Dacă nu avea bani, nu putea să-și cumpere locul. Dar Dumnezeu este drept. Și oferă ocazia fiecărui om, că este bogat, că este sărac, nu contează. Vorbim material. Dumnezeu îi oferă șansa să ajungă în împărăția Lui. Prin ceea ce crede El, prin faptele pe care le va face în urma credinței Lui, prin viața care o duce cât timp locuiește pe acest pământ. Și aici Dumnezeu ne arată dreptatea Lui. Aș vrea să privim puțin, să vedem pe unde ne situăm noi. Vrem cu toții să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Banii nu ne ajută. V-am dat acest exemplu. L-am văzut și eu acum două zile și mi-a plăcut, chiar dacă a fost un pic exagerat, dar mi-a plăcut. Banii nu ne ajută să ajungem acolo. Și atunci ce să facem? Că vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul este drept, nu-L putem cumpăra cu bani. Întrebarea este... Ce ai făcut în acest an? Cum l-ai slujit pe Dumnezeu? Am văzut că poți ajunge în împărăție doar dacă îl slujești pe Dumnezeu, dacă crezi în Domnul Iisus, dacă faci fapte vrednice de pocăință, fapte bune. Cum ai slujit în acest an pe Dumnezeu? La începutul anului mi-aduc de aminte că am luat tot felul de decizii și cred că și dumneavoastră. Vreau ca în anul acesta să-L slujesc mai bine pe Domnul. Vreau să fiu mai bun, vreau să mă implic mai mult, vreau să... Acum este sfârșit de an. Ne facem o analiză așa rapidă, acum aici. E bine acasă să o facem mai amănunțit. Cum ai slujit în acest an? L-ai slujit pe Dumnezeu. Știți ce spunea Iosua? A adunat poporul și a zis... Haideți să slujim pe Domnul, spune, cât despre mine, eu și casa mea vreau să slujesc pe Dumnezeu. Dar voi, spunea către popor, voi ce faceți? Vreți să slujiți pe Dumnezeu? Știți ce au zis ei? Da, și noi vrem să slujim pe Dumnezeu. Așa am zis și noi, vrem să slujim pe Dumnezeu. Dar întreb încă o dată, ai slujit pe Dumnezeu în acesta? L-ai slujit numai pe Dumnezeu. Opa, că deja se complică lucrurile. Sau ai slujit și pe Dumnezeu, și pe... Știți că poți să slujești doi stăpâni? Sau nu poți să slujești doi stăpâni? Știți ce zice Biblia? Haideți să vedem ce zice în Matei. Matei 6 cu 24. Te rog să afișezi. Ajută-mă, te rog. Matei 6 cu 24. Zice că nimeni... Nu poate să slujească, sluji la doi stăpâni. De ce nu poți să slujești la doi stăpâni? Ori îl iubești mai mult pe unul și îl urăști pe celălalt, sau invers. Acum întrebarea e, oare noi am slujit numai pe Dumnezeu?
Dacă mergem puțin în Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 19, zice, iau azi cerul și pământul martorului împotriva voastră când ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și știți ce spune Domnul? Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Fiecare zi facem alegeri. Am zis că vrem să-L slujim pe Dumnezeu, vrem binecuvântare, vrem viață, dar fii sincer, ai slujit pe Domnul în acest an sau te-ai complăcut și cu alte lucruri? Sau ai vrut să slujești și pe celălalt? Sau nu ai vrut, dar ai făcut? Știi că se amintea aici că Dumnezeu vede, că Dumnezeu cunoaște? Știi că Dumnezeu... Se citea versetul 10, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea care ați arătat-o pentru numele Lui. Ca să vin un pic altfel, Dumnezeu este drept și își aduce aminte de osteneala ta și de dragostea ta pentru numele Lui. Își aduce de aminte de osteneala ta, dar își aduce de aminte și vede și este drept și de celelalte lucruri pe care nu i-au plăcut. Este sfârșit de an. Fă-ți o analiză. Ne facem și eu mă includ acolo. Nu sunt mai special decât noastră. Facem o analiză. Și vedem cât la sută l-am slujit pe Dumnezeu în acest an. El va răsplăti osteneala. Dar El notează și când ai putut să faci și nu ai făcut. Suntem foarte activi pe WhatsApp acolo. Ceea ce se scrie și este bine. Foarte bine, încurajăm pe cei ce trec prin suferință, încurajăm pe toți cei trec prin încercări, prin probleme. Este foarte bine. Ne implicăm în tot felul de lucrări și este bine. Dar parcă mai sunt unele locuri unde când trebuie să trecem la practică nu mai scrie nimeni nimic. Teoretic este bine, ușor, unde scrie un mesaj. Este bine și acela. Dar parcă aș vrea să ne implicăm mai mult și practic. Implicarea practică înseamnă timp din timpul tău, înseamnă timp pe care poți să-l petreci cu familia ta și nu-l petreci, te duci să faci un lucru bun, să ajuți pe cineva. Renunți poate la niște bani, poate la altceva, dar știți că aceasta este osteneală în lucrarea Domnului? Știți că aceasta va fi notată de Dumnezeu? Știi că aceasta va fi în locul acelor genți cu bani? Aceasta vor umple gențile și nu banii? Cât te-ai implicat în anul acesta în lucrarea lui Dumnezeu? Sunt multe lucrări. Sunt multe, avem multe proiecte Biserica Betania și este foarte bine. Dar te implici? Te-ai implicat? Nu o să poți în toate. Dar sunt în care poți. Dar trebuie să și vrei. Este foarte ușor să găsești motive. Foarte ușor. Când nu vrei să faci ceva, motivele stau la dispoziție. Unde ai găsit ceva? Dar este mult mai greu să te duci, să te implici, să faci, să renunți la timpul tău de odihnă sau alte, sau alte, sau alte. Suntem chemați la implicare, dar nu numai în acele ușoare. În acele mai grele. Cineva trebuie să se implice și acolo. Mai ales când trec oameni prin suferință, ar trebui să simțim mai mult cu ei și să ne implicăm mai mult. Ai slujit pe Domnul acest an? Sau ai slujit pe Dumnezeu, dar te-ai complăcut și cu altele? Știți ce spunea Pavel în Fapte, capitolul 20, cu versetul 19? Fapte 20. Deci am slujit Domnului, nu și altcuiva. Am slujit Domnului cu toată smerenia și arată cum trebuie să slujești pe Dumnezeu. Cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau unelchirile iudeilor. Mai departe, te rog. Să știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă provăduiesc
uite cum a slujit, să vă propovăduiesc și așa mai departe să învăț. Omul acesta a slujit pe Dumnezeu și ne arată, avea atâtea lucruri, avea atâtea misionări făcute, mergea din loc în loc, predica Evanghelia, dar spune el, în mijlocul încercărilor propovăduiam. Când vrei să faci, să slujești pe Dumnezeu, apar automat și încercările. Când vrei să faci un lucru bun, automat lucrul acesta bun te costă timpul tău. Poate trebuie să bagi mâna în buzunar și așa mai departe. Dar aceasta este o implicare, este o lucrare pe care trebuie să o faci pentru Dumnezeu. Aceasta este o steneală care va fi răsplătită și o vei face doar dacă ai dragoste. Dragoste. Atunci nu mai privești la ce pierzi, ci privești că ajuți pe cel ce este în nevoie. Privești mai departe. Nu te mai interesează ce pierzi. Omul acesta a slujit și ne arată cuvântul Domnului în 2 Corinteni 11 cu 24. Ne arată acolo suferințele apostolului. Pentru că când vrei să slujești pe Dumnezeu, treci și prin încercări. Și zice, de 5 ori a încăpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Mai departe te rog. De 3 ori am fost bătut cu nele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărmat corabia, flămând și așa mai departe, multe și multe altele. Când vrei să slujești pe Dumnezeu, vei trece și prin încercări. Să nu crezi că slujirea este ușoară. Să nu crezi că când ai făcut ce ai implicat și ai lucrat, ai slujit pe Dumnezeu, ai făcut ceva bun, să nu crezi că vin numai aplaudele. Vin și încercările. Vin și testele. Vezi de multe ori că nu ești apreciat pentru ceea ce ai făcut lucru bun. Dar să știți că cel care este drept, știți cine este? Noi ca oameni judecăm din prisma oamenilor, din prisma ceea ce vedem, a ceea ce auzim câteodată și nu este bine. Judecăm după înțelepciunea pe care o avem și de multe ori judecăm greșit. Dar cel care va judeca corect este Dumnezeu, pentru că este drept. De aceea, dacă slujești pe Dumnezeu, nu te aștepta, într-o zi vei fi răsplătit altfel. De fi răsplătit de Domnul însuși. Și ajungem și acolo la răsplătire. Ai slujit pe Dumnezeu în acest an. Fiecare știe cât l-a slujit. Fiecare în dreptul lui să-și facă o analiză. A văzut pe Pavel că într-adevăr l-a slujit pe Dumnezeu. Nu s-a complăcut cu alte lucruri. A trecut prin încercări, că slujirea îți aduce și încercări și teste, dar să știți că în urmă la toate acestea, în urma slujirii, în urma încercărilor, în urma suferințelor, vine și o răsplătire. Pentru că Dumnezeu este drept. Pentru că Dumnezeu este corect. Și îl răsplătește. Nu rămâne nepăsător de osteneala pe care ai făcut-o lucrarea. Și cum răsplătește? El o răsplătește osteneala, răsplătește slujirea, cum vrem să-i spunem. Cum răsplătește? Mi-aduc de aminte de un exemplu. Stăteau doi oameni de vorbă, hai să spunem așa. Și spunea unul, un om care își permitea multe lucruri, spunea degeaba către celălalt. Și degeaba te sfințești tu. Degeaba mergi la biserică, degeaba vorbești frumos, nu în jur, te comporți civilizat, ești om serios. Degeaba! Și uite-te la mine, spunea el. Zice, eu consum și alcool. Mai în jur că, așa, fac și aia, lucruri, multe alte lucruri rele. Să știu un lucru, spunea. Oricum, amândoi mergem în același loc. Eu cu faptele mele care le fac rele, tu poți să te faci ce faci lucruri bune, că amândoi mergem în același loc. Ce ziceți? A avut dreptate? Dar omul de lângă el, omul înțelept, omul care avea frică de Dumnezeu, omul care încerca să se sfințească, să fie plăcut Domnului, să slujească Domnului, știți ce a răspuns?
Dacă mergem în același loc, eu care zice încerc să fiu curat, dau tot interesul, mă păstrez curat, mă sfințesc, mă implic în lucrarea Dumnezeu. Zice, dacă mergem în același loc, înseamnă că Dumnezeu nu este drept și nu este corect. Zice, dar știu că Dumnezeu este drept. Și dacă tu rămâi cu faptele tale așa și nu te schimbi, îi spunea, zice, nu vom merge în același loc. Și haideți să vă arăt că așa este. Sunt două locuri diferite. Când totul se va sfârși sau când vom pleca din lumea aceasta, mai repede, mai târziu, fiecare când este hotărât, sau dacă va veni Domnul Iisus, vom pleca cumva de aici. Să știți că vor fi două locuri. Doar într-un loc vom merge. Unii într-un loc, unii în celălalt. Depinde fiecare cum a trăit pe acest pământ și ce a făcut. Și care sunt acele două locuri? Haideți să privim puțin în Luca, capitolul 16. Avem de la versetul 22. Hai că mă duc și eu. Luca 16, de la cu versetul 19 în jos, la 22. Avem aici exemplu pe bogatul și pe Lazar. Știți ce ne spune cuvântul aici? Zice că era un om bogat, care se îmbrăca frumos, cu alte cuvinte, ducea o viață plină de veselie. Zice că la ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firminturile care cădeau de la masa în bogatul, dar zice, nu îi le dădea. Cu vremea spune că săracul a murit și a fost dus de îngeri unde? Săracul, om serios, credincios lui Dumnezeu, încerca să păstreze curat, așa deduc eu, zice că a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Vine momentul, mai departe, rămânem aici, când moare și bogatul. A murit și bogatul, ne arată. Și l-au îngropat, spune. Pe când era el în locuința morților, cine? Bogatul, fiți atenți. Pe când era, versetul 23, corect, e pe când era el în locuința morților, cum era acolo? În locuința morților, în chinuri. Și a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe cine? Pe Lazar în sânul lui. Cum sunt două locuri diferite? Bogatul era jos, că se uita în sus, nu? Era jos, unde? În locuința morților, un loc. Și cum era în locuința morților? Chin. Se uită în sus, îl vede pe Lazar și cum era acolo? Stați să vedeți cum era acolo. Imediat. Și a strigat, Părinte Avrame, versetul 24, corect. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetelor în apă ca să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. În locuința morților este chin, suferință. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-au luat pe cele rele. Acum aici el este, cum este în sânul lui Avram, unde era Lazar? Mângâiat. El este mângâiat, iar tu ești chinuit. Două locuri diferite, jos, locuința morților, chin, suferință, sus, în sânul lui Avram, cum este? Mângâiere. Oare Domnul nu va fi drept? Nu te poate duce în două locuri? Te va duce într-unul, în funcție de cum ai trăit aici. Și priviți ce spune cuvântul mai departe, versetul 26. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Două locuri diferite. Mergem să mai vedem puțin. Mergem și în Matei 25. Mergem la judecata viitoare. Să vedem puțin și aici două locuri diferite. Nu vom merge în același loc toți, pentru că sunt două locuri diferite, fiecare cum a trăit. Vine momentul judecata viitoare. Cuvântul Domnului spune, Matei 25, versetul 31, când va veni Fiul omului, deci va reveni Fiul Dumnezeu, în slava sa și va sedea pe scaunul de domnia slavei sale, zice, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta,
iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția. Ce să moștenească? Împărăția. Celor de la dreapta, veniți de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. De ce? Am fost flământ, mi-a fost sete, am fost străin, zice, mi-ați dat de mâncare, mi-ați dat apă, ați fost pe la mine la închisoare și așa mai departe. Iar celor de la stânga, fiți atenți, le va zice, versetul 41, apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, unde? În focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerului. De ce? Căci am fost flământ și nu mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și nu mi-ați dat apă și așa mai departe. Și oamenii întreabă: dar când nu am făcut noi lucrul acesta? Când le-am făcut sau când nu le-am făcut? Zice, când a săcut, ați dat de mâncare unui sărac, zice, Domnul mie mi-a săcut. Când nu i-ați dat, tot mie nu mi-ați dat. Două locuri diferite, veniți de moșteniți împărăția tatălui, împărăția. Iar celălalt zice: duceți-vă unde? În focul cel veșnic. Oare mergem toți în același loc? Nu. Sunt două locuri diferite. Noi mai spunem rai și iad. Două locuri diferite. Ce îți pregătești de aici? Așa va fi răsplata. Așa va fi răsplata. Pentru că spune cuvântul Domnului. Avem un pic de timp. În Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12, zice: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecăruia după averea lui, după banii, după funcții, după ce rudenie ai, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Uite după ce va fi răsplata. Domnul Iisus va reveni și va răsplăti pe fiecare. Întrebarea e: cum ne va răsplăti? 2 Timotei 4 cu 7 cu 8 arată cuvântul Domnului pe Pavel. El știa acest lucru, că va veni o zi când va fi răsplătit. 2 Timotei capitolul 4, versetul 7 și 8, te rog. Zice Pavel, spre sfârșitul alergării lui, zice: spre bătrânețe, m-am luptat lupta cea bună. Vezi că aici în viața asta trebuie să te lupți o luptă, și o luptă cea bună în orice luptă. Și trebuie să ieși învingător, să nu pierzi tot timpul. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă, spunea Pavel, mă așteaptă ceva. Pentru că Dumnezeu este corect și este drept și mă va răsplăti. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. Domnul cel, cum este Domnul? Drept. Domnul cel drept ne va da cununa. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Avem un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care răsplătește. Și dacă mergem și Ioan 14, ne arată cuvântul lui Dumnezeu primele trei versete, spunea Domnul Iisus: să nu vi se tulbere inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Iată, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Dar, zice, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. De ce se va întoarce Domnul Iisus? Ca să vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. De ce se întoarce? Ca să ne răsplătească. Să ne răsplătească. Să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Acolo nu intri cu bani, nu intri cu relații. Acolo intri pe baza credinței tale. Pe baza faptelor bune pe care le-ai făcut aici, acestea sunt răspunsul credinței bune. Credința bună te determină să faci fapte bune. Dacă ai o credință rea, te determină să faci fapte rele. Depinde în cine te încrezi. Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să vă spun că nu știu fiecare să-și facă o analiză cum a slujit în acest an pe Dumnezeu. Dacă ai slujit numai pe Dumnezeu sau Am mai greșit. Pavel slujea de Dumnezeu. Pavel aștepta răsplătirea. Noi, ca și credincioși, așteptăm răsplătirea. Dumnezeu ne-a promis că va reveni, va fi o judecată, că sunt două locuri diferite și vom fi judecați după ceea ce am făcut, după faptele pe care le-am făcut aici în trup. În funcție de ceea ce am făcut, așa vom fi răsplătiți. Împărăția lui Dumnezeu sau focul cel veșnic.
Aș vrea să închei cu un exemplu. Dacă cumva ai mai greșit în acest an și simți că nu ai fost așa cum ar fi trebuit, nu te-ai ridicat la cerințele pe care ți le-a cerut Dumnezeu și ai mai greșit, aș vrea să te analizezi în această seară. Vă dau un exemplu și închei cu acesta. Spune că o femeie lucra la o papetărie, acolo unde se fabrică ață. Și spune că așa din când în când își mai aducea câteva ațe acasă, papetărie, și aducea în buzunare acasă. Erau multe, nu se cunoșteau, nu era problemă. Dar greșeala a fost că putea să ceară de la patron, că cu siguranță îi dădea, lucrând acolo și fiind multe, nu erau probleme. Dar ea își mai lua câteva în buzunar și își aducea acasă. Și spune că a avut un vis într-o noapte. Se făcea că a venit răpirea și oamenii sunt răsplătiți. Domnul a venit să ducă în împărăția lui pe cei care l-au slujit și au fost corecți și drepți. Și spune că a văzut cum frați de ei se ridică, oameni care au slujit pe Dumnezeu, cum se ridică spre cer și se duc spre împărăția lui Dumnezeu. Și s-a uitat la ei și la un moment dat a văzut că se ridică și ea și s-a bucurat. S-a bucurat că se duce și în împărăția lui Dumnezeu. Dar zice, pe când eram la nivelul casei mele, zice, am văzut că ceva mă ține legat de picior. Zice, când m-am uitat în jos, ce credeți că era? Un fir de ață o ținea legată de pământ. Dacă cumva în acest an un fir de ață ți-a ținut legat de pământ, dacă cumva vine Domnul în această noapte și simți că te mai ține ceva legat de pământ și nu-ți dă voie să te duci spre împărăție, analizează-te. Acel fir de ață poate fi orice, poate fi vorbe urâte, pot fi judecăți, pot fi fapte rele, pot fi poate chiar furt, pot fi minciuni, pot fi înșelăciuni, pot fi orice. Lucruri care te îndepărtează de Dumnezeu, care nu-ți dă voie să mergi spre împărăție, care te ține legat de pământ. Dacă simți că te mai ține ceva legat de picior, de pământul acesta, și dacă Domnul vine în această seară, în rugăciunea pe care o vom face la încheiere, chiar dacă este spre sfârșitul timpului de predicare, du-te înaintea Domnului și mărturisește-te. Spune-i ce ai greșit. Spune-i că îți pare rău. Spune-i că n-ai trăit cum a vrut Dumnezeu întotdeauna. Recunoaște-te pentru anul acesta greșelile făcute. Recunoaște că te mai ține ceva legat de picior, ața aceea. Recunoaște-te înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care este drept și bun și milos în această seară, în această rugăciune, poate să te ierte, vrea să te ierte, pentru că ești copilul lui și și-a dat fiul pentru tine să se jertfească, pentru că vrea să mergi și tu și eu în împărăția lui și să nu ne mai ține nimic legat aici la acest final de an. De aceea fii sincer, fii sinceră cu Dumnezeu, mărturisește-te sincer, cere-ți iertare. Domnul care este bun și drept te va ierta. Dacă Domnul vine în această seară, sau dacă noi vom pleca nu știu când, să fii liber și să fii sigur că mergi spre împărăție. Doamne, îți mulțumim. Ești un Dumnezeu drept, ne porți de grijă și vrei să ne duci în împărăția ta. Frașesor, mulțumim Domnului pentru cuvintele minunate care le-am auzit rostindu-se în această seară. Eram atent la ce se vorbea din Luca 16, pilda bogatului nemilostiv. Alegerea aici și acum o facem noi pentru destinația care urmează. Când ajungem dincolo, Dumnezeu va hotărâ în dreptul nostru. Deci este foarte bine să fim înțelepți, să facem alegerea cea bună, de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie din seara aceasta. Vă invit să stăm ridicați, vă merge înaintea Domnului, plin de recunoștință pentru tot ce am primit din mâna Lui în această seară. Să intrăm în rugăciune.
Vă rugăm să vă așezați. Săptămâna care urmează vom avea slujbele obișnuite peste săptămână. Marți-seara și joi-seara vom avea marți-seara timp de rugăciune, joi-seara timp de rugăciune și învățătură, miercuri-seara repetiții de cor, pentru duminică dimineața din nou vom fi la Casa Domnului, iar după masa este un program, o slujbă dedicată colinzilor, un concert. Ați primit la intrare invitații pentru prieteni, pentru cei apropiați, pentru cunoscuți, puteți să invitați în locul acesta și cu ajutorul Domnului vom face și această lucrare. Aș vrea să nu vă grăbiți, adunarea este liberă, am vrea să mai stăm câteva momente. Cântăreții din fața dori să cânte o cântare pe care altădată o cântam. Este un salut pentru toată adunarea. Iisus a făcut tot ce ne-a promis, mergi, mergi cu Iisus.